Salut, frățiorii mei! Ce faceți, pescarilor? După cum bine știți, sunt Florin de la Regal Fish. Azi am noutăți pentru voi. După cum se vede aici, am o masă plină. Ia uite, am apă la acvariu, trei năzi care cred că v-a fost dor de ele. Ia uite-le, toate trei sunt aici la băiatul. Și nu în ultimul rând vreau să vă arăt cea mai mișto montură și cea mai șmecheră. Ia uite-o. Nu are nimeni. Ia uitați aici. Ia uite cât de mișto e, nu mai încarci mult. Pac. Ia uite-o. Să vedeți ce frumos o să fac. Îi bag aici nadă. O să vedeți acum, vă arăt tot de la cap la coadă cum se lucrează, cum ce pun în cârlige. O să fie o nebunie bombița asta. Ia uite-o cât de mișto e, să face capace. Doar am încărcat puțin, nu mai trebuie să consume atâta nadă și vine peștele, că e culoarea asta superbă culoare. Așa fir textil, așa cârlige. Da? Ia uitați ce culoare, ia uitați ce frumos, are și un arcoi cum se desface, ia uite, hap, am băgat frumos în nadă, am încărcat, am clipsat și asta e tot ce trebuie, mă băieți, mă. Dar am să vă arăt acum, o să fac nadă, să vă arăt și vouă cum lucrează, să vedeți despre ce e vorba. Să vedeți cum se descarcă în apă și cum lucrează nada, bineînțeles, a noastră de apă rece, mulți dintre voi o știe, alții nu o știu. Și am zis, aibă să le arătăm și la cei care nu știu. Avem aici toate ingredientele pentru această bombiță. Acum ce să mai, îi dăm drumul la treabă ca să vă arăt. În caz că vreți să achiziționați, o găsiți la magazinul nostru, Regal Fish, bineînțeles. Situat în București, strada Zidul Moș numărul 4, vis-a-vis de Molul Veranda. Da? Vis-a-vis de Molul Veranda, să nu uitați. Asta și terasa de mici, care e lângă noi aici, inconfundabila noastră terasă de mici. Stai puțin, mi-am dat seama. Ți-e greu să ajungi la București? Nu-i problemă, fratele meu, ajung eu la tine în 2 zile, sunt la tine. Cât de departe ai fi, nu contează. Noi ajungem cu... Ia uite ce avem aici. Vezi? Ia uite ce e în spatele meu. Da? Asta astăzi. Aceste colete care le vedeți în spatele meu așteaptă să ajungă la clienții care au comandat pe site, bineînțeles, www.regalfish.ro, voi știți asta, da? Ia uite-le, astăzi pleacă, așteptăm curierul. La noi în fiecare zi e plin colțul ăsta de comenzi, nu-i problemă. Vă așteptăm și pe voi. Haideți să-i dăm drumul la treabă să vă arăt cum lucrează bombița și năzile noastre de apă rece. Numai la noi găsiți bombița asta, să știți, da? Haideți să vă prezint și nada, după cum se vede, avem aici 3 arome, libelule. Ce mai avem aici? Râme și viermuș, bineînțeles, nu în ultimul rând. Avem și aditiv, ia uite-l, pentru fiecare pungă există aditivul ei. Eu am să vă arăt acum cum lucrează, să vă spun câte ceva despre nada de libelule. Acum am să vă spun ce este cu nada de libelule. Să știți că conține libelule, da? Aroma de libelule e scoasă de noi din baltă. E un secret regal ăsta, să știți, bineînțeles, da? E un secret regal. Acum să vorbim și despre nada de viermuș. După cum se vede, să știți că conține aromă de viermi. Cu adevărat, o să desfac și o să vedeți că fac proba cu el. Noi avem viermi, bineînțeles, viermii care ne-au murit. Nu i-am aruncat, să știți? S-au transformat în proteină și proteina e foarte bună la pescuit. Dacă mai băgăm și aditivul, mai periculoasă o să fie. O să vedeți la pește ce o să facă. O să fie numărul 1 anul ăsta. O să fie în top. Să poartă, măi, la modă tot ce avem noi, să ții minte asta, da? Pescarule, fii om cinstit și corect acolo, că noi îți dăm. Totul vine la botucalul la tine acasă. Fii atent. Nu în ultimul rând îți prezint nada de râme. Cu aditivul ei, cu tot, care o vom folosi în acest acvariu, să vedeți ce frumos lucrează. Și noi ne-am orientat, că știți, acum urmează perioada de apă rece. Ce o să folosim? Apă rece, nu? Atunci am venit cu 3 variante. Deci, ca să vă zic sincer, astea 3 sunt reginele bălților toamna și primăvara. Sunt nemaipomenite, o să și vedeți, mulți știți treaba asta. Și noi de-aia vă și amintim de ele. Că urmează sezonul de apă rece acum, cât de curând. Vine, gata cu vara, s-a dus, mai e puțin și vine și iarna, n-avem ce să facem, trebuie să mergem înainte cu toate și bineînțeles să profităm și de ocazia asta că sunt ușoare, bombițele noastre astea, poai de cap meu, sunt nemaipomenite, ia uite cât de frumoase sunt așa, agățate și clipsul, vi l-am arătat, firul ăsta, galben, fluo, ia culoare, e ce trebuie, crapul ăia cu totul, înghite și bomba.
Mai ales dacă noi îi punem ce trebuie. Și vă zic eu că înghite și bomba și firul și tot. Ia uite-le, aici sunt. Hai că mă apuc să pregătesc nada, să nu mai stăm mult la discuții și vă arăt pe urmă. Gata, haideți să pregătim nada. Că v-am zis mai devreme, știți că punga noastră, indiferent că îi faceți așa, indiferent că e asta, e că e aia de fidere, e resigilabilă. Ia uite, are zip. Da? Ia să vedem. Mamă, știi cum miroase? Voi știți asta? Ia, hai să facem. Să vedeți aici, ia uite. Ia uite ce avem aici. Ia uite ce avem aici. Ia uite. Ia uite-o. Ia uite-o. Mamă, și mai băgăm noi ceva acum adevărat. Hai să vedeți. Ia să dăm libelule, libelule. Ia să-i punem niște aditiv de ăsta. Ia, trebuie așa puțin. Agita-l. Da. Trebuie agita puțin, da? Că e gros la fund. Aditivul de libelule. Ia să vedeți. Ha! Ia uite, ia uite. Bă, dar nu mai pune și eu pe tot. Bă, da, să miroase, bă. Și acum am să vă arăt. Să punem, bă, o să ziceți că am pus cu sticla. Stați, mă, niște că nu e problemă, că știu că să pun. Și am și nada câtă vreau, pot să fac ce vreau. Da? Să încărcăm bombița. Ia uite ce găleată frumoasă am. Vă place, e? Mă, la mine o găsiți. Găleata noastră, aia șmecheră. Bineînțeles că o găsiți și pe site. Stați niștit, că acum o rezolvăm. Ia să vedeți ce fac acum. Să vedeți. Fumigene, nebunii. Stai așa să-mi arăt. Mi-am luat o pungă de pufuleți. Să vedeți. Să-i băgăm și ceva în cârlig, nu? Îi băgăm aici în cârligele astea două frumoase. Doi pufuleți. Ia uite-l. Ia uite-l. Haide, mă, du-te. Du-te mai mult. Du-te, 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 du-te. Așa, mă. Unu. Și al doilea. Puteam să-i băgam și altceva, dar am zis hai să punem niște pufuleți, că sunt sigur că se vede bine roșu ăsta. Dar bineînțeles că voi puteți să puneți ce vreți voi, viermuși, râme. Gata, ia uite, ia uite-le, ia uite-le, mă, băieți, ce m-am gândit acum. Gata, anulez treaba cu doi pufuleți și o să pun o râmă de asta celebră. Ia uite-o, ia uite-o, ia uite-o cum arată, ia uite-o, ia uite-o, ia uite-o. E nemaipomenită, să știți. Florine, asta e, se poartă semnătura mea, brother. E daia pe ancoră, știi ce zic, nu? Da, 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 da. Ia să vezi. E de la nebunul ăsta din grădină. De la ferma lui. Ia uite, mă, îi băgăm și o râmă. Ia să-i bag eu o râmă, să vedem cum lucrează nada cu râmă. Ce? V-a speriat că ați auzit vocea lușarii? Păi nu știți că el e camera mea, nu o să trebuie să mai spunem noi. Nu, el ne filmează, mă, băieți, mă. Nu v-am explicat treaba asta, că, na, mereu mă întrebați. Eu să-i punem râma, mama, ăsta a fost fluorescent, râma. Ia uite-o cum mișcă, bă, asta e o râmă violentă, băieți. Ia uite-o, o vedeți cum țipă? Ia uite-o, ia uite-o. Hai că e frumoasă. Bun, așa va arăta. Pescuim la carcalete, să zicem astăzi, da? Putem să punem și viermuși aici, doi viermuși, nu-i problemă, punem ce vrem noi. Hai să încărcăm cu nadă, am desfăcut frumos aici, wow, ce mișto, bă. Ia uite, nu mai trebuie să consum o grămadă, mă, ia uite. Ha, și aici, și aici, coșulețul nostru celebru, ia uite cât de frumos e. Uite-l cât de frumos e. Ha? Păi, dar numai coșuri de-alea mari care bagi o grămadă nadă. Băi, ce credeți? Ce credeți că nu v-am zis? Pun pariu că merge să pescuiți la undiță cu treaba asta. Pun pariu. O să vedeți voi, sigur, mulți o să încerce din voi și o să ziceți voi că am avut dreptate. Deci puteți să folosiți undița. Deci asta puteți să puneți o plută frumos, o echilibrați și folosiți ca la Sheffield. O să pescuiesc eu cu onchiul Zeze. Asta e altceva, o să vă povestesc și povestea cu Zeze. O să vedeți voi despre ce. O să vă povestesc și cu un Zeze și cu altcineva care nu vreau să-i divulg numele. E prietenul meu și... Da, momentan, hai să revenim la bombița noastră să vedeți. Băi, v-am zis, puteți să o folosiți fără probleme pe undiță, mă. Îi puneți o plută de aia marea, frumos, peștele vine, belea. O să vedeți voi despre ce e vorba. Haideți să vă arăt. Ia uitați, eu mi-am pregătit aici și acvariu. Am un crăcan frumos. Am vrut să vă arăt și vouă. Ia să vedeți aici. Să vedeți aici cum lucrează și râma și tot ce avem noi aici.
Ia uitați. Ia uitați, băieți, cât de frumos. Haina. Mai zi ceva acum. Ha? Eu îl țin sus, na, că normal, am un acvariu, pot să-i dau drumul mai jos. Hm? Ce ziceți? E ce trebuie sau nu e? Hai că e ce trebuie, zic eu. Ha? Peștele mănâncă și jos și sus, oricum, se duce la fund. Ia uite-l. Ha? Vedeți? La momentul potrivit când a luat apă, pufuletele s-a dus. Că mult sigur vă întrebați. A, păi stă pufuletele sus. Nu e adevărat. În momentul când ia apă, pufuletele se scufundă. Chestia asta e foarte bine cu pufuletele sus. De ce? Să nu se încurce cârligele între ele. Așa cade prima dată ce ai băgat jos și la omul ăla de sus vine el. În câteva secunde și el. Vedeți cât de bine lucrează nada noastră? Vedeți? Ia uitați cât de bine. Uitați cât de bine. Și râma noastră celebră. Și pufuleții. Bă, ce să mai... E o minunăție să vede, da? Ia uite. Uitați cât de frumos. Cât de frumos. Ce frumos a colorat apa. Cât de bine. Ia uite-le. Cum aruncă din ele. Ia uite, mă, la... Ce mai vrei? S-a golit, ia uite-o. Ia uite, băi. E celebră sau nu e? Na. Și ca să vadă toată lumea cum lucrează cu adevărat, am să fac altceva. Am să scot afară. Am să încar din nou bombița noastră asta, regală, celebră. Ia uitați ce frumos o încarc. Hap! Da? Hai să mai bag. Bag și în coșul de sus. Așa. Ia uite. O desfac frumos astea. Pot să dau acum mai sus, mai jos, cum vrei unul din cârlige, ca să fiu sigur. Și ia să vedeți acum ce-i fac. O arunc direct. Hap. Zamb. Hai că lucrează. Acum începe să lucreze. Ia să vezi. 20 de secunde cum aruncă din ea. Explodează. 20 de secunde durează toată șmecheria. Vedeți? Ia uitați. Păi ia uite și cu râma, cu mișcă și cârligul. Cât de frumoasă e. Ce pește vine în zona ei? Alie, nu ratează nimic, să fie clar. Ia uitați, ce culoare frumoasă are. E nemaipomenită și cârligele și cum... Na, atrage foarte mult curiozitatea peștelui această bombiță. Să știți, cu două cârlige. Voi doar trebuie să o folosiți corect, da? Și o să fiți foarte mulțumiți. Și cu nadă, și cu ce vreți voi. Să vedeți că dă randament foarte bine. Acum eu v-am arătat doar un exemplu. Ia uitați ce vă așteaptă. Ia uite ce e aici. Ia uite ce e aici. Ia uite cum arată raftul asta, ținând cont că astăzi au plecat și comenzile online și clienții, da? Băi, nu filma prețul, mă, nu filma prețul, mă, la, băi, băi, nu filma, mă, nebunule, lasă așa, băi, băi, unde, băi, stai, mă, așa, băi. Hai, lasă-mă să vad acum dacă ai arătat, ai arătat, ce să mai. Cea mai ieftină, frate, nadă, cea mai ieftină din România, la noi găsești. Numărul 1. Ia uite cât mai gama de mare este, da? E foarte, tot ce vedeți, fiecare rând e o aromă. Avem și peleți și de Novac și de, mai ales de apă rece, acum ne pregătim tare de tot. O să vedeți voi. Ia uite și nouul colantălac care leagă pietre, e foarte la vedere. Să vede cum leagă pietrele, da? Vă așteptăm comenzile, da? www.regalfish.ro sau la magazinul fizic unde stați de vorbă cu noi aici, mai comunicăm. Știți că e foarte importantă comunicarea între noi. Și bineînțeles să nu uitați de TikTok-urile noastre, alea cu mașini care le tragem, cu nebunii de-astea, da? Vă așteptăm cu cât mai multe întrebări și comenzi pe www.regalfish.ro.